Bun, Roberta, eu vreau să spun o întrebare. Eu astăzi chiar n-am discutat cu tine absolut deloc. Eu nu știu de ce m-ai băgat. Da. Pentru că a început ea, ea a vrut să începe subiectul. Nu-i bine. Bine, dar fii atentă, Roberta, de acum înainte când te uiți la episod și vezi că folosim niște cuvinte, folosește acele cuvinte pentru că Sebastian are tot dreptul să se supere. Tu n-ai folosit, tu n-ai zis ce a zis Patrick. Vezi că Patrick a zis că nu te exprima greșit. Ai vezi că Patrick și Julia zic că nu știi să vorbești. Și se ceartă Sebastian cu Patrick pe ceva ce nu e adevărat, deci, că faci cuvinte în gură. Deci Roberta, la cum ai spus tu, i-ai dat nuanța ca și cum Patrick exact. Și Julia ar fi râs de Sebastian că nu știe să vorbească corect gramatical. Julia, Patrick a zis că nimeni. Nu se exprimă cum trebuie în unele situații. Nu, nu la cum a râs absolut nimeni. La cum a spus-o ea, așa. Stai liniștită, Julia, că la caracter poate... Julia, așa a zis Roberta. Exprimare cum trebuie la caracter nu se compară cu tine, crede-mă, niciodată. El e om, nu e ca tine. E bărbat, în primul rând. Bărbat, dar are caracter, nu are, e ceea ce ești tu. Așa că nu-l critică absolut nimeni pe Sebastian. Bă, da, uite-te la episod. Cu doamna, cu doamna... Julia, mă numesc, am ecu să-ți reproducă. Dacă faci interogatoriu, spune să-ți reproducă ce discuta cu ea. Deci, uite-o că vorbește. Eu n-am vrut să aduc subiectul ăsta, dar ea tot se leagă de mine în continuu. A venit să zică, iar chiar eram curioasă cine o să deschidă subiectul ăsta de TikTok-ul meu, că păi normal, de că știai că l-ai făcut intenționat din nou. Da, i-am spus în față. Și Robi și Patrick în seamă, de asta l-ai făcut. Da, fix asta era. Păi da. Așa, mă rog. Eu dacă tac din gură, tot vine ea să aducă subiecte să ne certăm. Da. Ok, nu o să tac din gură. Și am spus, am văzut un episod în care ea vorbea despre treaba asta acum, și acum a zis că altfel nu deschideam subiectul ăsta, acum care nevoie de, cum a zis? Care nevoie să... Nu, a zis că are nevoie să-i traducă cineva, că nu înțelege ce spune. Subtitrări, la modul că da, Julia susține și a susținut încă de atunci, de prin primele zile, că da, Sebastian nu vorbește bine. Și eu am că nu înțeleg. Un episod în care ea vorbea asta cu tine și susțineți amândoi că da, nu are o exprimare corectă. Așa, ok. Nu are exprimare corectă, mare atenție, n-am spus că e analfabet, n-am spus că nimic, ceea ce tu insinuezi tu acum că am spus. Patrick, știm cu toții la ce vă referiți. La ce? Știm cu toții ce la ce? Păi spune-ne tu că noi suntem... Dar la ce? Că n-am mai zis, a zis doar Julia, poate Julia se referă noi când am zis noi de șacal și de azi, ai zis că am înțeles noi greșit. Tu ai... Păi, spus. El a zis doar de exprimare. Asta-i ziceam să... Ok, poate Patrick nu a vrut să o zică chiar așa, dar ați avut... Da, păi tu ai spus-o explică... de foarte multe ori. Bun, și o să zic asta Patrick în continuare, pentru că din păcate sunt momente în care eu nu înțeleg ce vrea să spună. Bun, și dacă nu-l înțeleg, spus... poate sunt eu limitată și nu-l înțeleg. Nu, și eu am spus tu, Patrick, că ai vorbit treaba asta cu ea și ai spus că mie nu, că nu-mi place de fapt Sebastian și că nu-i genul meu și că se vede, dar eu nu pot să mai dau înapoi acum. Asta am spus eu, da? Da, asta e spus. Bun, asta e părerea mea și astăzi. Ok. Eu de Sebastian nu m-am îndoit niciodată. Dar cum poți să tragi concluziile astea, frate, de ea? Ce te face să crezi? Uite, mă face pe mine, așa simt eu. Dar de ce? Așa simt că pe lângă asta... comportamentul ei că ea nu este atâta de foc. Precum ești tu. Asta e părerea mea. De sentimentele tale nu m-am îndoit. De sentimentele lui Sebastian nu m-am îndoit niciodată. Eu am observat și afară vorbește de tine. Este clar că este interesat de tine. Dar la început mie mi s-au părut că primele certuri ale voastre sau așa ar fi dus înspre despărțire. Doar că n-ai mai făcut-o ca să nu mai dai înapoi. Mi s-a părut, Roberta, că tu ai fost nemulțumită de unele chestii din partea lui Sebastian. Și am spus de ce am fost nemulțumită, dar am spus că a avut altele mai bune decât ce, mă rog. Eu după nu am avut un motiv concret să renunț la el. Eu, da? eu nu stau cu nimeni niciodată doar de dragul de asta într-o relație, niciodată, să știi. Dar nu bun. Dar nici eu nu aș putea că aș simți omul într-o de lângă, frate, în primul rând. E problema ta, dacă n-ar fi pe aceeași lungime de undă cu mine, cum spuneți voi. Nu aș putea, mi-aș da seama singur, Sebastian, asta este și strict. În primul rând... Păi cum nu? Tu nu-ți dai seama, Julia, dacă... Am întrebat pe... oare, ți-ai dat seama? Câteodată când ești foarte aprins pe un om, nu realizezi că omul de lângă tine nu este la fel de aprins ca și tine, sau cel puțin pe acolo. Sebastian, asta este strict părerea mea. Asta nu înseamnă că părerea mea este și cea reală. E părerea dar mea, de da? Dar de ce ți s-a părut ție asta? Dă-mi vino cu... Uite, poate cu tine... Uite, au fost momentele în care Sebastian a intrat în emisiune când totul era bine și ți-a pus o întrebare că hai, spune, Roberta, care e problema? Mai ții minte situația aia? Acolo mie mi s-a părut că Sebastian nu s-a exprimat foarte bine și nu s-a exprimat foarte bine și mie mi s-a părut că ție nu ți-a picat bine situația aia. Așa, și din asta înseamnă că nu... Doi. A fost situația cu pupicul.
3, cu pupicul ce la date. Așa, a patra, a fost situația când ai venit cu copiii tăi, cu iepurașii, cu nu știu acolo, iar ați avut câteva chestii care nu au funcționat foarte bine. Și atunci am zis, bă, 100% nu e chimia aia, dacă acolo deja au apărut mici probleme. Dar stai puțin, Patrick, tu când ai interacționat, mă rog, când ai avut o cunoaștere, o relație, la tine a fost mereu totul perfect, nu chimia aia asta, trebuie să existe asta, mereu? Nu spun păi asta, atunci... doar că voi în câteva zile ați trăit atât de multe încât ar fi... Da, a fost simt, așa, este și fals. E greșit. Nu e greșit, dacă voi sunteți așa, nu e nimic greșit, dar și... e greșit că eu îmi dau cu părerea și eu așa văd lucrurile. Crede-mă că erai în aceeași situație dacă intrai în casă și cunoșteai o fată care era în dita mai tensiunea, frate. Foarte adevărat. Păi da, mă, dar... Nu vezi că nici în ziua de astăzi încă nu s-au așezat. Păi da, dar vezi chiar cum trebuie. Vezi că ce-o zis el, absurd, ce-o zis el ține de voi. Ce-o zis el nu ținea de relația ei. Păi da, mă, omule, și acum eu încerc să-ți explic ție că dacă eu se bagă cineva între tine și Ștefania... Dar stai că nu s-a băgat nimeni, ea a venit supărată de dincolo, faza cu iepurașii și pupicul și așa, nici măcar nu a fost nicio treabă. Da, dar certurile astea au fost așa, adică n-au fost niște certuri reale pe motive concrete, au fost... Bun, dar noi avem nu m-am certat eu personal cu ea, frate, nu ne-am mai înțeles și nu am mai fost așa foc din cauza... Din cauza părerilor din jur. Da, exact, din cauza mediului din jur. Păi și atunci cu iepurașii... Că eu dacă îmi dau părerea de relația ta 3 zile, ți-am zis că nu începe să-ți cârție, dar tu nu mă crezi. Păi chiar te rog, păi cum se înceapă să-ți scârție dacă problemă. Ei știu situația? Uite, ție ți scârție? Nu-mi scârție, normal, păi că nu m-a interesat, dar am avut frustrări, că nu-mi convenea, nu mă înțelegeam cum voiam eu cu ea, dar poate, la nu? Nici nu cunoșteai toate situațiile, normal, exact. Că ai câteva frustrări. Tu ai prins-o pe ea niște tensiuni, acum tensiunile alea au dispărut. Ok, părerea ta nu mă deranjează absolut deloc. Și a ta și a Giulie e fix problema voastră, ce credeți. Doar că nu văd niște motive reale să spuneți voi treaba asta, pentru că atunci când trăiești ceva și sunt și certuri și așa, și așa mai departe, nu înseamnă că nu e nimic, din contră. Adevărat. Din contră, când sunt lucrurile astea, înseamnă că e ceva. Din punctul tău de vedere, eu sunt de părere că prima săptămână ar trebui să funcționeze ok între cei oameni care se plac. Și nu a fost, n-au fost certuri mie finale. Mi s-a părut că am funcționat foarte ok, frate. Adică nu mi-a ieșit nimic, nu am văzut nimic ieșit dacă din comun. Adică mie nu mi s-a dus dragul de ea, nu mi s-a dus absolut nimic. Da, mă, dar ideea e că dacă... Momente, într-adevăr, Sebastian, pare... dar când i-ai zis dacă pleci acum să nu e ca... Da, ăla a fost singurul lucru care m-a deranjat cu adevărat. Când am văzut cât de ușor a putut pleca, înseamnă că nu a venit niciodată. Și eu nu știu, cred că nici acum nu înțelegeți ce am vrut să zic atunci, nu? Eu înțeleg, frate, ce înțeles, am înțeles perfect, da. Păi, ideea de bază e faptul că dacă la început există nemulțumiri atât de mari cum ați avut voi și discuții atât de în contradictoriu... Giulia, de preferat e să mai degrabă să fii la început așa... Știi? Mai degrabă să fie lucrurile la început așa, decât să fim perfect și totul roz și exact, mai târziu să, stau într-o să ne dăm de pereți. La început încep cu stângul? Ce? Deci dacă de la început încep cu stângul? Dar n-am început. Da, exact. Nu, vorba mea. Părerea mea. Dacă tu Gage, ai pretenția în prima săptămână când... vei intra într-o cunoaștere aici în casă să-ți meargă totul perfect, nu? Nu, dar să-ți dai seama. Nu să-ți meargă, poți să-ți dai seama, dacă mergi pe un drum și începi cu stângul, poți să-ți dai seama. Măi, dar unde a fost cu stângul? N-a fost cu stângul, eu nu înțeleg unde ați văzut voi cu stângul. Păi după 2-3 zile ați avut prima ceartă. A fost niște tachineri, dar eu nu vreau o relație monotonă să stau. Păi bun, monotonă, dar vorbim de 2-3 zile, Roberta, acum dar nevoie. Dar nevoie să avem și noi păreri. Nu vă influențează nimeni cu nimic. Dar eu am spus că eu mă mai răsfăț, mai fac chestii din astea. Îmi place să fiu așa, dar eu nu pot să stau... Crede-mă că și părerile astea, Patrick, acum vreau să vorbesc la modul cel mai serios, până și părerile altora de aici din casă, pe noi ne ajută să evoluăm, frate. Bravo, tocmai, atunci nu aveți decât să le spuneți, bă, mulțumesc că vă dați cu părerea, că noi știm mai bine de noi cât de mult ne iubim. Noi la momentul ăla nu mai știu la ce naiba am vorbit. Am vorbit de situația că ați fost aici, efectiv n-ați vorbit 10-15 minute după date. Asta a fost discuția pe care a văzut-o Roberta. Și am spus, bă, nu mi se pare normal că de oameni care se plac să tacă din gură. Asta era discuția ta cu Giulia din episodul care spune Roberta exact, acum. Exact, și după a spus cu exprimarea și cu nu știu ce, aia nu mai țin minte, aș minți să zic. Dar discuția a fost referitoare la faptul că voi ați stat 10 minute, n-ați vorbit deloc. Am un cadou special pentru iubita mea, pentru că facem 2 luni și aș vrea să-ți cer voie să mă las. Ok.
Fii atent, acum vorbesc la modul cel mai serios. Vederea al apropierea mea cu tine, cu tine și cumva ea, dacă urmărește episoadele, cumva încearcă să-mi deschidă ochii, să-mi zică, bă, frate, nu mai sta cu ăla și cu ăla, încearcă da. Să vezi lucrurile cumva altfel. Camera, pot să merg la Robert? Da? Te lasă? Ce simplu a fost. Nu ești un băiat influențabil, nu te-a influențat nimeni cu nimic. Tu ți-ai văzut de drumul tău, ai făcut ce ai simțit. Noi vorbim pe lângă... Nu mă mai aud, m-ați scos din ecuație. Eu vorbeam ca... Nu știi ca Robert face. Așa, ce da. Robert, vorbeai cu el? Da, mă, și dintr-odată... Ceau, mergea la baie. Zic, hai, mulțumesc că mă bagi în seamă dacă e... Ce faci? Bine, tu? Bine.